ziua, dragii mei! Astăzi v-am pregătit o altă rețetă sănătoasă, brioșe de cocos dietetice fără zahăr, apte și pentru persoanele ce au diabet, sau magdalene de cocos pentru zilele de post. Vă prezint ingredientele necesare. Prima dată vom încălzi cuptorul la o temperatură de 180 de grade. Cum am cuptor electric, voi folosi ambele rezistențe, iar grătarul cuptorului, unde voi adăuga forma în care voi face aceste magdalene sau brioșe de cocos, îl voi așeza pe primul rând din partea de jos a cuptorului. Eu voi folosi o formă de brioșe mari, deoarece doresc să adaug o glazură deasupra acestor brioșe și nu doresc să crească foarte mult. Dumneavoastră, dacă nu adăugați glazura ce am să vă prezint pe parcursul rețetei, veți adăuga compoziția pentru brioșe într-o formă de brioșe mai mici și atunci veți obține brioșe mai înalte, dar mai mici. Și cum această rețetă este aptă și pentru persoanele ce au diabet, eu voi înlocui zahărul cu stevia. Dumneavoastră puteți folosi orice alt îndulcitor natural doriți. Într-un bol voi adăuga 210 g de făină superioară, ce conține 10 g de proteine pe kilogramul de făină. Proteinele sunt foarte importante, în orice rețetă veți folosi făină. Am cernut foarte bine făina înainte de a o adăuga în bol. Voi adăuga 50 de grame de fulgi de nucă de cocos, un vârf de lingurițe de sare, un pliculeț de praf de copt și 3 pliculețe de stevia. Și vom amesteca foarte bine toate aceste ingrediente. Nu vom folosi mixerul de mână, doar un tel. Dacă doriți să faceți cu zahăr această rețetă, veți adăuga 150 de grame de zahăr. O rețetă foarte ușor de făcut, foarte rapidă, ce o puteți servi și în zilele de post. În doar 15 minute avem un desert sănătos și foarte gustos. După ce am amestecat foarte bine, într-un alt bol sau într-o cană, vom adăuga 250 de ml de apă călduță, nu trebuie să fie fierbinte, doar să fie călduță. Dacă veți atinge apa cu degetul, nu trebuie să ardă. Peste apă voi adăuga 75 de ml de ulei și 10 ml de esență de lămâie. Voi amesteca puțin și vom adăuga treptat toată această apă în bolul unde avem făină. Amestecăm foarte bine. Această rețetă este o rețetă proprie, dar vă asigur că o să vă încânte rezultatul obținut. Și aceasta este compoziția pentru aceste magdalene sau brioșe de cocos. Foarte ușor, foarte rapid, a durat doar un minut până am amestecat toate ingredientele. Voi adăuga toată această compoziție într-un poș ce nu l-am tăiat la capăt. Dumneavoastră puteți să adăugați cu lingura fără nicio problemă sau să adăugați toată compoziția într-o punguliță. Voi tăia poșul la capăt și voi adăuga din această compoziție până la jumătatea formei de hârtie. Am terminat de adăugat toată compoziția în forme, veți obține 12 brioși. Le voi introduce în cuptor. Am scos brioșele din cuptor, eu le-am ținut la copt timp de 15 minute, le voi adăuga pe un grătar pentru a se răci foarte bine. Iar în momentul în care se vor răci complet, voi continua cu rețeta. Brioșele s-au răcit, într-un bol am adăugat 50 de grame de lapte condensat fără zahăr. Linkul acestei rețete am să vi-l las în descriere sub videoclip. În acel link puteți găsi și cremă caramel, caramel lichid, dulceață de lapte sau lapte condensat cu zahăr, fără zahăr, rețete foarte ușor de făcut și sănătoase. Peste aceste 50 de grame de lapte condensat voi adăuga full
fulgi de nucă de cocos. Fiecare va adăuga cantitatea dorită de fulgi de nucă de cocos până ce va obține consistența dorită a acestei glazuri. Pentru început am adăugat 2 linguri cu vârf de fulgi de nucă de cocos. Voi amesteca foarte bine. Eu doresc o consistență ușor solidă. De aceea voi adăuga încă o lingură cu vârf de fulgi de nucă de cocos. Voi amesteca foarte bine. Și am obținut această consistență solidă. Pentru a absorbi foarte bine fulgii de nucă de cocos din laptele condensat, o voi lăsa deoparte timp de 5 minute, apoi voi continua cu rețeta. Au trecut 5 minute, voi adăuga toată această glazură într-un poș. Am tăiat poșul la capăt și voi adăuga această glazură peste aceste brioși. Eu nu am scos brioșele din hârtie, dumneavoastră le puteți scoate, apoi să adăugați această glazură de fulgi de nucă de cocos. Este foarte bine coaptă și foarte pufoasă. Iar peste această glazură voi răzui puțină ciocolată neagră fără zahăr. Dacă doriți să serviți brioșe pentru zilele de post, doar veți topi ciocolată neagră fără zahăr cu grăsimi vegetale, apoi presărați puțin fulgi de nucă de cocos. Dacă nu le veți servi în zilele de post, veți adăuga această glazură de fulgi de nucă de cocos. Această parte este opțională. O rețetă proprie, foarte ușor de făcut și foarte sănătoasă. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.